Bine v-am găsit! Bine ai venit! Draga mea Maria, te întrebi probabil ce caut eu aici. Și eu. Să știi că producătorii au vrut să-ți facă o surpriză, să vezi că cum ai putea arăta dacă ai folosit programele mele de slăbit. Nu, nu e o glumă, îți dai seama că vreau să-mi fac reclamă. Sper să nu taie microfonul, că nu e în text. Te aștept după în culise să vorbim despre asta. Pentru cine nu știe ce înseamnă, culisele sunt locul unde Maria își repetă textul, mai ambițioasă decât repeta Chielu clasa 9. Să știi că am văzut ce eforturi faci să slăbești, sincer, te felicit, te admir, te susțin. N-am mai văzut asemenea perseverență de când s-au hotărât bărbații să poarte blugi mulați. Atât de des se dă emisiunea asta la televizor, încât ați început să vă mișcați natural în reluare. M-am bucurat să-i văd și pe Șerban Copoț și Dan Badea. I-aș lua acasă. Mai avem un Badea acasă, de ce? Mi s-au rupt niște scaune și nu mai are Mircea pe ce să facă șpagatul. Adevărat, da. Aia zic. Așa, da. Sunt pentru prima oară într-o emisiune de umor. Sau, mă rog, care se vrea de umor. Așa și eu. Da. Și eu aș vrea să mă întâlnesc cu Brad Pitt. Puteți să tăiați asta la montaj. Cum faceți și cu umorul Bendeac? Sincer, eu habar n-aveam că tu faci comedie. Dar ai menționat asta în descrierea ta. Să scrii în CV cu ce te ocupi, asta înseamnă să fii cu adevărat conștient că nimeni din public nu-și poate da seama. Da, ideea era să slăbești din kilograme, nu din umor. Auzi, voi cum faceți publicul să râde la spectacole? Am văzut că aveți niște glume destul de rebele. De cele mai multe ori nu-și fac apariția. Bun. Maria, îți spun din suflet că de mult voiam să întâlnesc un comedian profesionist. A venit și Costel, nu? Hai că începem să ne obișnuim. Începem să ne relaxăm. Și dacă tot a venit vorba de jumătăți de bărbați, vreau să atingem subiectul ăsta. Dar așa mai cu blândețe, să nu le rupem vreo unghie. Am văzut într-o postare că făceai genuflexiuni cu o tipă în brațe. Azi nu mai găsești bărbați să facă asta. Că li se declanșează cistita sau ceva. La salon nu mai găsești programare decât bărbați vin la manicură. Bărbați, adevărat, se audă dinăuntru, zici că e sală de nașteri. Mâine, poimine, cred că o să ne întrebăm dacă la bărbați burta e de la bere sau de la tripleți. Păi da, da, în curând. Maria e ca o războinică la sală, în timp ce bărbații caută motive să meargă tot mai des la epilat. În curând, cred că o să se epileze de bucurie că merg la epilat. Spre exemplu, Bendeac. Nu vreau să zic că ești obsedat de epilat. Dar pe bune arăți ca un bebeluș născut foarte târziu. Dar totuși născut. Tot e bine. Pare că te aranjezi atât de mult încât saloanele din București au o sărbătoare cu numele tău și zi liberă în calendar. Maria, am citit că ai terminat facultatea de teatru ca mulți alți comedianți. Bravo! Avem nevoie de cât mai mulți actori șomeri. Nu spun cu răutate, dar pentru că ce s-ar face fără voi stand-up-ul românesc? Nu vreau să insinuez că stand-up-ul de la noi n-ar avea calitate, dar Maria stă totuși pe lângă cei mai buni din branșă doar ca să pară ea mai amuzantă. Cam atât de la mine.
Aș vrea să mai spun doar că dacă eu am putut face glume pentru prima oară, Maria, poți să încerci și tu. Te aștept în spate să vorbim despre un program personalizat. De glume? O să pot spune că ai și tu o brumă de umor. Nice, bravo. Atât. Vă mulțumesc, vă admir sincer, vă felicit pentru longevitate. Să aveți în continuare o seară frumoasă.